Salut, Andrei! Salut! Vreau să-ți adresez și eu o singură întrebare. Am văzut că ai denaturat mult situația, ai spus de aia cu cheia de la tarnița. De fapt, povestea era cu cheia de la cu camera de la hotel, nu cu camera de la tarnița. În fine. Stai un pic, care era camera de la hotel? Spune-mi tu, care e acuzația? Eu aș fi dat camera de la cartela de la... Iorga a zis în ce cameră de la hotel stă, că a întrebat ăla, nu în ce cameră de la tarnița. Și aș fi spus eu așa ceva, i-am spus eu lui în ce cameră de la hotel stă, ai tu... Uite-te ce a povestit Iorga, nu știu. Nu mai Ok, știu povestea, dar știu sigur că nu era hotelul. cu siguranță nu i-am spus în nicio secundă și nu i-aș fi spus niciodată ca să pun pe cineva în pericol în ce cameră de la hotel stă Iorga, că în primul rând nu știam în ce cameră stă. Trebuie să și o întrebare și răspuns cu da, și da sau nu, da? Te rog. Te asociezi și faci bani cu persoane despre care știi că au întreținut relații sexuale cu minori și ai povestit cuiva despre chestia asta? Mai departe? Nu cunosc nicio persoană cu care eu să fiu asociat în orice fel care să fi făcut așa ceva. Nu cunosc, nu am cunoștință despre așa ceva. Bine. Atât am vrut să te Dar întreb. eu te întreb pe tine. Hai să vorbim, că uite, e lumea aici. Spune-mi ce am denaturat. Spune-mi ce ai scos din context sau ce am încercat eu. Pentru că eu am făcut raivul ăsta, că tu știi că eu am vorbit și cu Iorga înainte. Am zis, bă, vreau să spun tot adevărul, exact cap-coadă. Dar eu, uite, te invit pe tine și nu o fac... Stai, lasă-mă un pic să termin. Nu o fac nici conflictual, nici cum. S-a ajuns la o situație cu niște acuzații grave. Hai să vorbim. Spune-mi tu, în tot ce am povestit eu, unde am greșit sau unde n-am spus adevărul. Ai greșit în felul următor. În primul rând, eu am spus de pitici ăsta în timp ce noi lucram pe scenariu, după ce ne-am văzut cu el. Mie mi-a zis un coleg de la Academie, bă, ăsta e unul de a vorbit prost de femei de așa. Și după aia ți-am zis eu ție, te-am întrebat că probabil tu te-ai interesat aia, le-ai zis că da, nu e nicio problemă, că pula mea, că ce ai zis tu pe acolo? Nu, i-ai luat apărarea, cum ar veni ca și cum omul... Până la urmă nu eu l-am plătit, tu l-ai plătit, cât i-ai dat bani mulți pentru scenariu, dar eu nu știam la momentul respectiv, tu mi-ai spus Alexandru Radu, păi eu știu în pula mea, eu am trăit cu el să știu eu pe Alexandru Radu. Ai spus că eu știam din prima zi că ăla face la scenariu. De unde să știu eu? Mi-ai dat mie toată Nu, ai echipa? aflat și mi-ai spus mie. Eu, Și nu, ce? tu mai ce mi-ai spus mie că vorbește prost de femei sau care tăi cu proaste de femei, e o chestie. Ce a scris ăla de fapt pe blog e mult mai grav de Așa, atât. Și e o chestie. acum te întreb, a făcut ăla la Crăciunul Five Gang scenariu? Da, e, deci La Romina? Rahul La Alexandru Romina? este scenarist la Romina, la Five Gang și cred Aha. că, nu, la Tabăra nu cred că e scenarist, dar la Romina și Five Gang e sigur scenarist, da. Deci îl cunoșteai de mult pe ăla. Aha, am înțeles. Nu acum a apărut el în scenă. Știai ce s-a întâmplat? Ce? Automat au ajuns și la urechea ta lucrurile astea, dar na, Nu, fiind între auzi, voi am și o acum... întrebare. De ce nu sunt tu la Pro TV, Antena 1 și mai departe, să spui, domnule, de ce lucrați cu acest domn? Care e de fapt problema ta cu mine în această situație? Pentru că eu nu știam, că eu nu stau să citesc bloguri făcute acum 10 ani, eu știam despre el doar calitățile lui profesionale. Când am făcut filmul Five Gang și Romina, eu nu am nici nu, la filmul Five Gang nici măcar nu l-am cunoscut eu personal pe el. Știu, mie îmi place ticule de tine că tu ai spirit civic. Eu m-am bătut cu băieții ăia, sunt persoana non grata, exact cum am spus. Dar uite, cum ai precizat și tu, băiatul ăsta care scrie ce scrie, face filme, ia zeci de mii de euro pe filmele alea. Nu mă interesează de Pro TV Antena, că eu nici nu știam că lucrează el cu Pro TV Antena. Eu am spus și știam Eu am eu. aflat acum ce a făcut el și m-am dezis de el. Ai înțeles? Ce Te mai asigur spus că nu tu? voi mai colabora și dacă mai știi vreo persoană despre care să ai tu vreo dovadă, cum este în cazul ăsta? În cazul ăsta el e demonstrabil, frate. Scrie, uite, a scris asta. E blogul lui, el își asumă ce a scris. Ficțiune sau nu, e grav ce a scris, e o chestie demonstrabilă și eu am venit și am spus, da, domnule, așa este. Eu nu mă mai asociez cu această persoană. Faptul că tu acum vii și spui că tu știai de dinainte, că nu știu ce, nu, eu nu știam ce a scris el pe blog înainte. Cum nici tu nu știi, cum nici tu poate și tu auzisei altceva. Dar dacă tu ai avut o problemă cu asta atât de mare, de fapt, că tu asta spui, că domnule, am avut o problemă, ai avut, înainte de să avem noi scandalul ăsta, ai avut o problemă tu cu treaba asta atât de mare? Nu văzusem blogurile alea. Eu i-am căutat numele pe internet, dar dacă cauți simplu pitici gratis, nu-ți apar chestii de alea cu viol, cu așa. Ah, Și n-am da. văzut nimic. Și, eu, și atunci de ce te gândești că eu aș fi văzut? Sau că eu știam? Sau de, adică de... Pentru că eu îl întâlnisem pe omul ăla acum o lună, cum ar veni, tu ai făcut patru filme cu el. Și Da, el a eu avut mai multe am conflicte. făcut El patru a avut filme mai cu el, multe m-am văzut de conflicte. patru ori cu el, se prezintă ca fiind, salut, sunt Radu, scenarist, și vorbești pe scenariu. Că nici eu n-am cunoscut tot ce ai făcut în viața asta și ce fapte ai făcut și ce n-ai făcut și așa mai departe. Eu nu te cunosc pe tine. Dacă mâine iese despre tine ceva ce ai făcut tu acum 5 ani sau 10 ani, o să spună lumea același lucru despre mine, cum Folosi spui tu despre retorica mine. O asta. să spună, ia uite, te asociezi cu ăsta care a făcut și a Dar nu mai pădat. folosi
retorica asta, ai vrut să te scuzi prin faptul că a făcut el acum 10 ani. Tu în tot ce ai povestit ai zis, a făcut acum 10 ani, nu e adevărat, îți arăt eu poze, dar cu un an, dar cu 2, dar cu 3. Omul continuu face lucrurile astea, deci nu mai folosi retorica 10 ani. Și uite, să-ți mai zic ceva, să-ți mai zic ceva, să-ți mai zic ceva, ai spus că ai stat cu Smaranda, da? Și îi adunai cioburi din cap și că atunci ai luat decizia să dai unfollow, să nu știu ce. Foarte bine ai făcut, bravo, te felicit, pentru că până la urmă aia a fost principala problemă, că s-au lovit oameni pe lângă, s-au lovit fete. De ce? Pentru că proștii ai tăi aruncă cu materiale din sticlă, au aruncat cu daia de Timbark sau de ce dracu era, suc din ăla mic, a aruncat cu pahar. Așa, și n-am povestit eu aici pe live-ul ăsta, în care eu am zis că spun tot adevărul, n-am povestit că prietenii, că cineva, prietenul meu a aruncat cu paharul ăla. Bravo, ai povestit. Păi și atunci, dacă tu îi luai fetei ciopre de sticlă de acolo și atunci te-ai enervat, care a fost principala problemă? Nu că i-au aruncat și s-au lovit oameni. Că ai sărit la bătaie când ai rugat să nu sari la bătaie. Asta a fost problema. Dacă tu nu sărai la bătaie, niciuna lucrurile astea nu se întâmplau. Și tu nu vezi din discuția pe care o porți cu mine că eu am povestit toată situația și te-am invitat, hai mă, spune, hai să vedem, hai să oamenii să știe care a fost adevărul. Și tu, acum ai venit, tu ești, faci pe procurorul, faci pe anchetatorul. Hai să vorbim, eu te întreb sincer, ca și cum, uite, am vorbit noi doi, în privat. Mai este ceva ce eu nu am menționat din cum a fost povestea? Da, ai de naturat, ai de naturat. Uite, mai zic ce mai de naturat. Eu am venit la tine că știi că a fost faza cu Cancanu. Ai făcut și videoclip, da, cu Cancanu. Era o tensiune între noi cu Cancanu, da? Și eu te-am întrebat, bă, ăsta nu e la mă, dar m-a bătut pe mine de scriu aia de la Cancan, de care tu spui că sunt drept, sunt corect, sunt cei mai buni din media, ai zis sau nu? Am zis despre Sabin de la Cancan, pe care tu l-ai înjurat de morți și eu am stat cu Sabin de la Cancan la telefon să stau să-i explic că nu, să nu facă nimic în acest sens și că e ok și așa mai departe. Am spus despre el, despre Sabin, nu despre instituția de presă. Băi, stai un pic să explic. Despre Sabin am spus, da domne, ăsta, pe lângă alți jurnaliști din presă, este unul corect, care nu o să dea știri de rahat doar pentru că poate să redea și mai departe, așa este, da. Sabin e unul din oamenii aia din presă care are o oarecare băiețeală, integritate, dacă vrei. Sabin, de-aia, de-aia și vedetele vorbesc cu el și-ți prieten cu el. Înțelegi? Nu cred că l-am înjurat de morți și ai spus tu de prietenul tău, că i-am zis și eu. 100% l-ai înjurat de morți. Păi ți-am conversația pe WhatsApp cu el, da? Și pe băiatul ăla, dar ai spus tu că l-am înjurat de morți și tatălui e decedat, în primul rând îmi pare rău și în al doilea rând nu am înjurat pe nimeni. Atunci eu mă băteam, ce făceam pe acolo, zâmbeam, toată lumea știe. N-am înjurat, n-am adresat injuri nimănui, că n-aveam cui, că nu știam care. Eu vedeam și pac, pac, pac. Ok, deci nu l-am înjurat de morți pe băiat și dacă nu juram, n-aveam eu de unde să știm. Zim cu Cancanu. Cu Cancanu. Și eu ți-am zis în glumă ție, bă, nu e băiatul ăla care scriu ăștia de la Cancan, prietenii tăi, că mi-a dat mie un pumn în gură? Și a zis că ba da. Și eu ți-am zis, e tot în spirit de glumă cum ar veni. Păi și eu dacă mă duc acum și dau un pumn, că și el m-a bătut pe mine, m-a desfigurat, ar fi bine. Și tu, fix în secunda aia, nu cum ai zis tu că te-ai rugat, că nu știu ce, fix în secunda aia ai zis, dacă tu te duci la ăla, deci te-ai băgat așa. Minți cu nerușinare, nu a fost așa, te-am rugat de 3 ori să nu te bați. Deci minți cu nerușinare, te-am rugat de 3 ori să nu te bați, te-am rugat, am vorbit să povestesc, după aia ne-am dus în celălalt birou și abia după aia, abia când a venit Iorga la final, ți-am spus o singură dată că eu mă bag pentru el cu prietenii mei. După ce te-am rugat de 3 ori să nu te bați cu el la mine în birou și tu insistai și spuneai, da, o să mă bat. Deci minți cu nerușinare, nu să am o discuție de bună credință cu tine, pentru că pe tine nu te interesează adevărul, pe tine te interesează din situația asta. Vorbește cum a fost. Vorbește cum a fost tu, eu știu faza exact, știu fața. Și mai spui o chestie, auzi, tu ai spus cumva, de ce îmi scrie mie justițiarul, spune că eu te șantajez pe tine cu camerele, de ce? Pentru că ți-am spus că camerele spun altă poveste, ți-am spus eu, bă, public, camerele, pe camere. Tu spui de justițiar, am spus eu. Păi nu spune ce zic alții, ce interpretează. Păi cine a spus? Păi n-ai spus tu că eu te ameninț că pun camere, ai spus pe live că mă amenință și că pune camere. Păi nu ai zis așa că vrei să pui camerele și am zis pune-le, dar povestesc eu ce s-a întâmplat. Nu. Nu, iar minți. Eu ți-am spus un singur lucru, ți-am spus, tu ai venit și ai spus. Dacă eu spun public că am fost provocat, că nu știu și eu ți-am spus, domne, camerele spun altă poveste. Dacă tu ești pe camere, camerele spun altă poveste. Nu am zis că m-ai șantajat. Eu am zis doar că dacă pui tu camerele, o să se vadă fix ce am povestit eu sau altfel, dacă se vede că eu am început, nu mă interesează, eu am povestit din ambele părți. Ca tu, dacă pui camerele, eu deja povestisem. Și tu mi-ai făcut fix așa, ascultă, doar să termin povestea asta. Te-ai băgat așa, deci știu povestea. Bă,
Păi tu dacă sari la bătaie, pe lângă că mă bag eu, să bagă și toți de la Craiova. Și odatunci, din glumă, am dat un pic, de ce să mint, am dat un pic în scandal că mi-ai zis-o prea urât. Adică eu eram proști acolo, voi era 10 de la Craiova și eu eram proști și mă luați pe mine la bătaie. Nu zis asta și nu ți-am zis-o cum spui tu, după ce da. De 3 ori m-am rugat politicos de tine să nu te bați. Și tu insistai că te bați și tu n-ai spus-o în spirit de glumă că te bați. Tu insistai pentru că ai scris în cancan, pentru că știi care e problema la tine, de fapt, că tu... Pentru tine, cel mai important lucru din toată povestea asta, cel mai grav, este faptul că în cancan a scris de tine că ți-ai luat bătaia. Asta e de fapt problema, că tu s-ar ști, că s-ar ști de tine că tu ți-ai fi luat bătaia, e lucru care nu e adevărat. Tu, pentru ba chestia nu, dacă, asta, era, dacă era asta cel mai important, ieșeam a doua zi când au scris să ia de la cancan și vorbeam, bă, nu mi-am luat bătaie, dar n-am ieșit. Păi tu de ce ai vrut să-l bați pe ăla? Că tu n-ai vrut să-l bați pe ăla că ai ceva cu el. Tu ai vrut să-l bați pe ăla că scrie în cancan că ăla te-a bătut pe tine. Nu, da, eu ți-am zis-o. Eu ți-am întins-o așa la fileu, s-am aruncat la fileu să văd ce zici tu. Dar după când mi-ai zis că sunteți voi de la Craiova și săriți pe mine, chiar am acceptat provocare. Ai zis, dacă eu dau un ăla, o să săriți toți. Și eu am zis, ok, accept. N-am mai modificat perfect. Contractul, n-am mai nimic. Perfect, n-ai mai modificat contractul. Te-ai luat la bătaie și eu, în consecință de cauză, am decis să nu mai dau sfioar social. Nu m-am luat la bătaie, frate, știi cum a început. Bă, tu ai spus pe live-ul tău. Băi, omule, tu ai spus pe live-ul tău că ai sărit la bătaie. Tu ai spus pe live-ul tău, recunosc, m-am bătut, recunosc că am sărit la bătaie, recunosc că am început. Păi eu ce zic, mă, eu ce zic, dacă tu zici că eu am sărit... Bă, frate, eu zic că n-am chestie de laudă. E o chestie de laudă, bă, tu, eu m-am bătut. Ok, perfect, eu nu sunt smart 2, eu nu mă bat. Ok. Eu am zis așa, mie nu mi se pare că am început eu, dar dacă tu spui că am început eu, eu mi-au și fapta asta. Da, eu am început, dar tu vorbești despre celelalte lucruri și te mai întreb o dată. Dar nu te mai întreb, mă, lasă, că văd că ești, ai transpirat dracu deja, ești. Mai este ceva în ce am povestit eu, unde am denaturat lucrurile. Mai ales pe zona de asta cu ce s-a întâmplat acolo cu Tarnița și că ar fi o chestie de... complicitate la viol, pentru că ce ați lansat voi sunt niște acuzații foarte grave pe care voi ați văzut că voi le-ați spus voarat, adică voi ați spus, da, dom'le, dar nu vorbeam despre industrie, nu știu ce, și te întreb, da, cum a fost acolo? A fost așa cum ai, zici tu, că a strigat pe hol, a intrat peste ea în cameră. Nu a zis așa, eu am prezentat ambele părți ale poveștii, eu n-am fost acolo, da? N-am prezentat și partea ta, te-ai uitat la live-ul? A intrat peste ea în cameră, omul ăla când s-a luat Iorga cu Maia zicea, da, bravo, bine ai făcut. Deci în orice caz, dacă Iorga se bătea cu Maia, pe el nu-l interesa pentru că el a susținut lucrurile astea. I-a spus, da, foarte bine ai făcut. A intrat peste ea în cameră și de acolo eu l-am luat, nu contează, nu mai contează. Și eu nu ți-am zis ție ce o să-i fac, eu ți-am zis ție ce am făcut. Că ai spus că ce o să-i fac. Eu nu mai aveam nimic cu omul după ce a plecat. A plecat, a lăsat-o în pace și nu mai avea nicio treabă. Bă, noi asta a fost o întrebare la testul poligraf pe care ai făcut-o cu Iorga la mine pe canal. Și ai întrebat și ai spus tu că a fost o faptă și era să mai fie o faptă. Da? Oamenii poate să vadă ca să vedeți acum despre ce povesteați voi. Păi da, frate, că ce am făcut? Că l-am luat de tricou și am dat-o capul în gura, e faptă? Păi și am spus eu ceva despre asta. Eu am spus că lumea mă scoate pe mine, că eu aș fi vrut să combin păla cu Iorga. Și tu dacă ai avea acum integritate și ai vrea să fii corect, că și eu am spus, da, domnule, elicopterul a scris și a mai departe, ai spune, domnule, nu cred că Sherry ar fi făcut așa ceva. Nu cred că Sherry l-a ajutat păla să încerce să facă ceva cu Iorga. Înțelegi? Dacă tu ai fi corect și integru. Aș fi spus cu mare drag chestia asta, dacă nu denaturai situația, deci automat tu vrei să pui ceva sub preș, pentru că ai zis faza cu Tarnița. Frate, n-am spus că... Ce a zis Iorga că ți-a cerut la camera unde stă ea, era referitor la hotel, că ăla n-avea de unde să știe în ce cameră stă ea la hotel, nu la Tarnița. Tu ai denaturat situația și eu nu vreau să vorbesc cu tine pe subiectul ăsta, că tu minți, pur și simplu. Ai zis că... situația. Ok, dacă Iorga a spus asta, că eu, așa, Iorga de unde știe că ăla mi-a cerut mie camera de la hotel? Nu fiindcă i-aș fi spus eu, bă, vezi că ăsta mi-a cerut și camera de la hotel, sincer nu mai ține aminte acest aspect. Dar nici nu contează. Iorga de unde știa dacă ăla mi-a spus mie ceva? E vorba de hotel, era o informație pe care nu o putea avea fără tine, ai înțeles? Nu la cabana lui, care ea. Bă, fii atent. Tu ce faci acum e foarte grav, pentru că tu refuzi să spui orice de genul, da mă, eu știu că tu nu ai dat ora camera unde stătea Iorga. Nu știu, frate, eu nu știu. N-ai de unde să știi, nu? N-ai de unde să știi. Deci tu cum ai venit, tu crezi că eu i-aș fi zis ora, da mă, du-te peste Iorga, că stă în camera aia la hotel. Bă, așa mie, că, mi se pare că ai greșit tu, mi se pare și asta e pur obiectiv, nu e de nicio interpretare. Dacă ăla spune, îmi place de fata aia, aș vrea, cum ai spus tu, să fac sex cu ea, că arată bine, că nu știu ce, că așa, că așa, nu trebuia să vii să-i spui? I-ai spus? Când? Păi nu? Și mi-a spus. Atâta zi. De unde știe ea informațiile astea dacă nu eu i-am spus atâta, ei? Atâta zi, din Basaus și în ce moment? Nu în seara aia? I-ai spus?
I-am spus în seara aia, eu știu că i-am spus și în mașină, da, și în mașină și în seara aia, nu i-am spus? Eu știu că nu i-am spus în mașină, eu știu că în seara aia. Ok, și atunci care e de fapt acuzația? Care e de fapt acuzația? Că spune un om, bă, îmi place de fata aia. Și tu, de fapt, care e acuzația? Că i-aș fi spus, dar nu i-aș fi spus în mașină. Eu i-am spus și în mașină și i-am spus și atunci. Asta este acuzația pentru care îmi scrie mie lumea pedofilure, violatorule, prietenul tău violator. Am eu vreo prietenie cu omul ăla? Mă cunosc eu cu omul ăla? Am eu vreo prietenie cu el în afară că era managerul locației? Și în afară că făceai revelionul la el? Știu. Așa. Am făcut un revelion acolo, da. Înainte, mult înainte de asta, da. Unde n-au fost probleme de acest gen, da. Ce minte aveai tu acum un an? Așa e, da? Deci dacă ăla spune ceva despre fata asta, nu e logic să-i spui în prima zi, în a doua zi? Și nu i-am spus? Da, i-ai spus după aia, după ce m-am luat eu cu el, după ce intra peste ea în cameră. Lasă astea penale, e fix de băieție cum ar veni, ai înțeles? Fix de băieție. I-am spus și am spus tuturor, pentru că i-am spus, bă, aveți grijă că așa și pe dincolo. Dar tu acum încerci, tu încerci acum să mă scoți pe mine fix în zona asta, știi? Pentru că tu știi că subiectul ăsta vinde. Că tu te dai foarte, acum știi, da, domnule, normal, subiectul cu viorul fiind foarte grav, automat orice spui pe acest subiect e de necontestat, nu mai ai ce să spui. Dar tu despre mine acum mănânci foarte mult rahat gratuit. Pentru că mă scoți pe mine și tu spui, a, pe n-am spus eu, dar nu pot să spun nici invers, da? Dar spune, domnule, așa. Spune așa, crezi că eu am fost complice ca ăla să facă ceva cu Iorga? Spune, dacă tu chiar crezi asta. Păi ăla n-a făcut nimic în fond. Da? Că am intrat și l-am dat afară. Dar tu ai știut despre el că îi place de Iorga, că tot întreabă de ea, că vine la hotel, că așa. Iorga a povestit cu camera de hotel. Eu nu am telefonul Iorgei, eu nu sunt Iorga să spun. Bă, eu despre omul ăla am vorbit cu Iorga în mașină când plecam de la hotel. Bă, ai denaturat situația, doar atât ți-am spus, ai denaturat situația, ai vrut să o bași pe supreș, zicând, păi cum să-i dau eu camera de la hotel? Că, cum să-i dau eu camera de la pensiune? Că e pensiunea lui. Când povestea era de fapt cu hotelul, eu atâta ți-am zis ție. De ce ai denaturat situația asta în felul ăsta? Ok, tu crezi că eu i-am dat ora, în primul rând eu n-am știut în viața mea la ce cameră de hotel a stat Iorga, 2 la mână. Dacă mi-ar fi cerut acea informație, nu i-aș fi dat-o, 3 la mână. Eu nu mai merg cu aminte, dar dacă omul m-a întrebat, cu siguranță v-am spus că m-a întrebat, pentru că de acolo știți. Că dacă nu vă spuneam, eu nu știați. Da, mi-a zis în seara aia, după ce m-am luat cu el, așa e. Adică dimineața plecam din Basau, 7 zile și mi-a spus seara. Adică eu aș fi acoperit pe ăla cum ar veni, nu? Tu l-ai fi acoperit, dar nu, eu fix ce ți-am zis de băieție, nu te-a interesat să spui, înțelegi? Adică nu i-ai spus, bă, vezi că se întreabă ăla de tine în continuu, care știi că e un libidinos, știi că s-a dat și la... Eu i-am spus, eu de ieșit în mașină și bă, atunci seara v-am spus. Și mă bucur foarte mult, doamne, să se întâmple ceva. Mă bucur mult dacă este cum spui tu, că ai fost acolo și ai oprit situația. Eu în secunda în care m-a sunat Iorga, am fost acolo. Și poți să mai și poate să confirme. Ok. Și poți să confirm că toate lucrurile astea pe care le vorbești tu aici, nu ai avut nicio problemă și nu mi-ai spus niciodată, înainte să apară chestia asta în care eu te-am scos pe tine din caravană și acum tu cauți orice căcat pe care poți să-l spui despre mine. Asta e adevărul, sincer spun. Și eu, pe de altă parte, mi-am dorit să fiu cât mai obiectiv posibil și transparent. Că eu nu m-am apucat să spun de tine aiure. Eu am spus, bă, la obiect, sunt acuzat de asta și asta și asta. Pentru că tu știi ce îmi scrie mie lumea în comentarii și în mesaje private, pe lângă amenințări cu bătaia și alte căcaturi de-astea. Pedofil, violator, drogat, că trag pe nas, că fac căderi. Asta îmi spune mie lumea în privat și voi... Eu știu că voi n-ați spus cu subiect și predicat nimic, dar voi ați dat înțeles lucrurile astea, că e o industrie, că eu ca și cum aș fi cel care îi protejează pe alți oameni și... O industrie și știi și tu, da, știi prea bine, e o industrie în care vă apărați unul pe altul, tu poate n-ai făcut nimic, tu, adică da, de tine nu știu că ai făcut ceva de genul. Da, astea grave, infracțiuni grave, ai înțeles? Păi și atunci de ce mă pui pe mine în contextul ăsta? Eu nu am căutat să apăr și să protejez pe nimeni de nimic. Mă vere, eu am zis doar așa, că tu angajezi unul care are stofă de pedofil și violator. Nu am spus că ești tu, ai înțeles? Și am mai spus încă o chestie, că faci bani cu o persoană, cu o anumită persoană, despre care se știe în cercul mare de influencer, de așa, că a întreținut relații sexuale cu minore. Da, eu nu știu persoana despre care, eu nu știu la ce persoană te referi. Nu știi, păi de-aia eu... Nu știu. Nu știi, de-aia povestești despre persoana aia, ai înțeles? Vrei să mă duc să-i spun că tu povestești, că tu ai spus lui X și lui Y? Vrei? Am spus. Du-te și spune, eu nu știu despre ce vorbești. Deci, repet, eu nu știu despre ce vorbești. Bun, ok.
Mai este ceva în poveste? Deci nu știu despre ce vorbești cu această persoană. Dacă ai informații, te rog să le împărtășești. Nu mai e nimic, frate, pentru că eu nu vreau să mă iau cu tine. Tu ai de zis despre mine două chestii, că m-am bătut la Nuba și m-am bătut la birou. Eu am despre tine să zic foarte multe lucruri. Da? Și nu mai vreau să continui. Și ți-am spus, ai de natură chestiile alea, am revenit. Mai este altceva ce consider că, ca lumea să afle, mai este altceva ce consider că eu am de naturat în această poveste? Nu. N-ai mai de naturat nimic. A fost, cum am spus eu, cu bătăile și cu tot? Da, detalii, îți dai seama că le-ai mai de naturat, că n-ai fost acolo, dar am revenit eu asupra lor. Okay. Ok. Acestea fiind spuse, în acest conflict care a fost deschis, tu mai ai ceva să de împărțit cu mine? Te întreb sincer, pentru că... Ce treabă am eu? Eu nu mă întreb, nu întreb cu Bish Please, cu Hustle. Nu mă interesează că nu apar la tine vloguri în astea. Mie mi s-a părut o lipsă de respect să-mi zici să nu mai vin la film. Să nu mai vin la premieră. Pentru că am jucat în el. Da? Asta e singura mea problemă. Și mie mi s-a părut o lipsă enormă de respect să te rog să nu te bați și să ajungi să te bați la mine în birou. Mi s-a părut la fel o lipsă de respect și consider că am acționat. Mi s-a părut o lipsă de respect să mă ameninzi cu spartanii de la Craiova și după aia să ți și bat. Tu, mai dacă mai mare lipsă de respect. Dacă ai un prieten. Tu dacă ai un prieten bun, da? Și cineva vine la tine și spune: "Băi, eu vreau să-l bat pe ăsta." Bravo, tu da. Nu spui, bă, nu-l bate? Și dacă spui de două ori, nu-l bate? Păi și eu, dacă am un prieten bun, dacă eu am un prieten bun și vin băieții de la Craiova și dau un pumn de față cu mine, nu mă iau cu ei? Cum s-a întâmplat la Numba? Că tu m-ai scos pe mine agresor, băieții ăia, că mi-a arătat lumea, frate. Eu nu știu, am spus și pe live, am zis, bă, putem considera că a început de la tine, că eu n-am fost acolo, da? Bă, am spus așa sau n-am spus? La urechea asta ajung multe chestii, ajung multe sâsuri, poate au ajuns și la tine, da? Că le-am trimis mai departe. Prietenii ai tăi, după ce a apărut în cancan, că m-au bătut pe mine, au început să posteze la story și să se dea mari. Eu n-am vorbit despre subiectul ăsta, cu toate că pe mine m-au scos lăchit. Voi ați considerat din treaba asta să mă scoateți pe mine agresor sexual, pedofil, am înțeles. Perfect, bun. Pentru că au apărut niște sâsuri în această lume a zmardoierii și a datului de capaci și de pumă. Ok, am înțeles. Ăsta nu e subiect, nu te mai aud. M-auzi acum? Da, acum te aud, da. Asta e un alt subiect și te rog frumos, vorbește și cu domnii din producția asta, din Viva la Vidra și tot ce se ocupă de film. Aș vrea și eu, dacă vă rog frumos, da? Nu e... Dacă vă rog frumos, până diseară, să vă deziceți toți de băiatul ăsta, de Pitici, de Alexandru Radu, pentru lucrurile pe care le-a spus și dacă puteți, să confirmați faptul că nu o să mai aibă parte din producția niciunui film de acum înainte. Până diseară. Păi nu, fii atent că îți spun eu, tu acum vorbești cu mine. Tu dacă ai de vorbit cu alți oameni și lucruri de împărțit, da, o să vorbești cu ei. Eu ți-am spus în perspectiva mea. În nicio producție... Ascultă-mă, stai un pic că vorbești peste mine. În nicio producție în care eu o să mai fiu implicat, nu o să mai lucrez cu acest om, pentru că ce a scris el mi se pare foarte grav, în general, de siguranță. Nu îl cunosc mai departe ca să știu dacă a făcut ceva sau nu, dar e suficient ce a scris. Ok. Când începe filmul nostru, când începe VAS, au scris așa, Shelly Media Network, Viva la Vidra Production, da? Te rog frumos să vorbești cu domnii de la Viva la Vidra, că automat vă înțelegeți, ați făcut filme împreună, să zică public faptul că ăsta nu o să mai joace, nu o să mai ia bani de la niciun film românesc. Am dacă poți să transmit mai departe. Ți-am spus părerea mea, dar eu nu spun asta, că, adică tu, bă, știi ce faci tu acum? Tu ești ca aia în curtea școlii, știi, care pun pe unul așa și să rumirească și spune așa, spune așa. Eu ți-am spus ce fac eu, tu mai departe, faci cum consideri. Cu siguranță, domnule, acolo probabil că văd și ei acest live, ai înțeles? Eu ți-am spus că nici un proiect în care o să mai lucrez eu și nu fac asta de frica ta sau de... Ai înțeles? Eu fac asta pentru că, da, am citit public ce a făcut omul ăla, nu mi se pare ok, mă dezic de acest lucru. Da? Scurs și pe doi. Deci mă dezic de el. Tu mai departe, cu ce probleme ai tu, dacă ai probleme cu alți oameni sau ai probleme cu el... Eu te-am rugat să le transmiți mai departe colaboratorilor tăi, da? Oamenii care dau bani pentru filmul tău, care au dat bani. Da? Transmite-le mai departe că ăsta e o persoană cum e, ca să nu mai folosim cuvintele respective. Sunt convins că a ajuns și la urechile lor până acum, Adrian. Vreau să li se transmit oficial până diseară, să se dezică de el. O să-i dau și eu mesaj lui Bromania și cui mai trebuie de la Viva la Vidra. O să le dau mesaje pe privat, special pentru asta. Dacă până diseară nu se dezic de el și nu vin cu un story, înseamnă că l-apără, nu? E adevărat sau nu? Eu spun că mă dezic de el și nu fac asta ca să tragi tu vreo concluzie. Fac asta pentru chestia asta, înțeles? Pentru ce a făcut tăra și ce a scris. Bun. Acestea fiind spuse, mai ai ceva de împărțit cu mine personal? Lasă ce ai de împărțit cu scenaristul, lasă ce ai de împărțit cu alți oameni, cu mine personal. Îmi pare rău că, uite, n-ai știut de persoana respectivă care ți-a făcut 4 filme. 4 filme, până la urmă,
Ce dracu, cât vine? Două săptămâni. În două săptămâni nu aveai timp să vezi lucrurile nasoale despre persoana asta. Și foarte bine ai zis, foarte bine ai zis că eu ți-am atras atenția de el de la început, de când am auzit eu primul. Da, tu mi-ai spus, bă, există o pătreț, bă, ăsta a zis ceva de femeie. Nu mai spune că am zis pătreț, n-am zis pătreț. Nu, mi-ai zis că pătreț a fost scandal cu el, așa mi-ai zis, bă, da. Nu, eu am spus că a vorbit despre femei, nu știu ce, așa, ce mi-a zis și mie băiatul ăla, colegul meu. În fine, eu nu mai am ce să zic, ai mințit la întrebarea pe care ți-a repetat-o, ai mințit, eu zic, nu mă mai călcați pe coadă. Cu ce am mințit? Cu ce ai mințit? Mă, frate, pe bune, vrei să mă tragi de limbă? Ok, bine. Dacă mai ai ceva, eu consider că din punctul ăsta eu mi-am spus punctul de vedere, tu ai avut ocazia să spui punctul de vedere, nu mai am nimic de împărțit cu tine. Eu ce am făcut a fost că am recunoscut și toate lucrurile bune și meritele și consider că așa este și nu o să mă dezic niciodată, indiferent ce o să mai faci tu sau ce o vrea să mai spui, de faptul că recunosc filmul ăsta, tu ai avut o contribuție la el și la marketing, eu era la fel, tu în mod special te-ai implicat pe scenariu, ai făcut o treabă foarte bună. Am spus faptul că până în prezent, până se întâmplă lucrurile astea, am avut o colaborare la nivel profesional bună și așa mai departe. Eu mă simt împăcat perfect cu situația și cu tot ce am spus. Consider că și oamenii de pe live au înțeles despre ce este vorba. Îmi pare sincer rău că filmul o să fie afectat de treaba asta, dar aici s-a ajuns. Poate putem spune că este de ambele părți. Și acestea fiind spuse, eu consider că acest conflict... Da, că tu le spui actorilor care au filmat acolo o lună de zile să nu mai vină la premieră, la una alta, îi exclus din film, din cauza ta, corect? Din cauza ta că spui, dă-ia că mă bat pe mine? Toate din cauza ta, că nu știi să vorbești. Cea mai mare greșeală ta a fost asta, să-mi spui mie să nu mai vin un film care sunt actor, care eu ți-am făcut marketing și automat câștigi bani de pe urma mea. Adrian, tu în film ești continuare actor, ești creditat, ești pe afiș. Nu mai pot să vin în caravană, ai înțeles? Mie mi s-au luat toate meritele cum ar veni. Deci dacă nu mai pot să vin în 3 orașe, am înțeles, ți s-au luat toate meritele. Ok. Dar de ce n-ai venit la Pitești la noi? Păi ce să caut la Pitești? Să vină fratitul cu 12 inci, ce să caut la Pitești? Eu fac smart doieri. Nu ești mă vere, că nu suntem 12. Să vină fratitul care m-a amenințat pe mine că mă bate, ce să caut la Pitești? Vrei să umbru cu bodyguards după mine? Pentru ce să vin la Pitești? Lasă că mai vin la Pitești cu alte ocazii, stai liniștit. Dar eu nu sunt din lumea asta, voi asta nu înțelegeți, că eu nu vin din lumea asta de smart doieri și așa mai departe. Înțeleg că ai fost tu acolo la Pitești. Mă bucur că ai făcut poze cu oamenii foarte bine. Eu te-am și invitat, am spus du-te tu în caravană. Eu nu vreau să vin. Bravo, foarte bine zis și ai mințit oamenii pe aici. Tu mi-ai zis chestia asta, dar cum era din perspectiva mea care tu mă dai afară cum ar veni mai excluzi? Păi, să-mi zici tu, da mă, păi nu mă mai duc eu, du-te tu. Ca și cum blăcheală, după ce mă dai tu afară, după ce mă excluzi, eu să și vin înapoi. Eu am venit doar la Pitești și n-am venit în perspectiva unui actor, eu n-am avut bilet de la tine, n-am avut nimic, m-am dus, mi-am luat bilet. Okay. Și m-am dus ca un spectator, pur și simplu. Și asta e cea mai mare lăcheală, să spui, da, du-te tu, că nu mai vin. Păi ce e asta? După ce mă dai afară, mă iei înapoi, adică dă mie cum ar veni. Eu o să ies de pe live-ul ăsta acum, cred că toată lumea a înțeles despre ce este vorba, consider că nu mai am nimic de împărțit cu tine, îmi pare că s-a ajuns aici, eu mi-am clarificat punctul de vedere. Te salut și îți doresc doar bine. Și vă salut și pe voi, vă mulțumesc că ați